Doamna Maria, onorată știință, desigur că eu, nefiind scriitor, nu pot fi îndreptățit să mă amestec în viața dumneavoastră internă, în lumea aceasta scriitoricească. Dar ne-am obișnuit tot cu chestia asta. Decât unele tangențe, unele tangențe care într-un fel, îmi permit să fac acest lucru. Tangențele cele sunt că așa mi-a fost și mie soarta să cap pe unele din urmele domnului Marina, să cunosc frumusețea acelei lumi libere care mi-o adusese Imperiul Răului, să cunosc, poate nu deținuți dintre cei care au fost și l-au cunoscut atunci în tinerețe pe domnul Marinar, dar să cunosc atmosfera, suflul acela de regim crud, de regim despotic, de regim antiuman. Și desigur că dumneavoastră înțelegeți foarte bine ce și cum scrie domnul Marinar. Dar pentru mine fiecare rând îmi pare că, uite că tocmai parcă a copiat adevărul, realitatea, gândul care a fost. Și analizând, da, atunci când am citit pe urme pe prag, încă eram într-un fel verde, eram copil, și mă gândeam, cine distramă imperii? Ce fel de bărbați distramă imperii? Ce fel de bărbați răstoarnă dictatori? Cum trebuie să fie acei bărbați care țin un neam pe o cale dreaptă? Cum trebuie să fie comportamentul lor, ținuta lor? Și recunosc aici, vă spun sincer, că unul dintre acești bărbați pentru mine era și este Bade Alexie Marinar. De Doamne neamului nostru, mai mulți astfel de bărbați. N-am să vorbesc mult, vreau să vă urez mulți ani înainte. Să trăiți, să fiți așa cum sunteți dumneavoastră ca scriitor, ca om, ca caracter, cum a spus, îmi pare că domnul Strâmbeanu, eu personal mă mândresc cu dumneavoastră și într-un fel mă simt chiar fericit că am fost prin locurile celea ca să cunosc realitatea cu adevărat. Să trăiți, să scriiți, vă iubim, jurnalul fericit. O să uitească, da, pare bine.